Rapid, echipă de tradiție, echipă cu jucători foarte buni și pot să spun, ne doream victoria, dar e bine că s-a terminat și am luat și un punct. În ciuda unor lipsuri din prima garnitură, iată, reușiți să faceți egal, dominați această partidă și rămâneți lideri. Simți că s-a conturat ce trebuie în acest sezon? Nu vreau să mă gândesc așa departe. Vreau să luăm fiecare meci în parte. Avem multe meciuri, vor urma meciuri foarte grele, cu adversari foarte buni și vrem să luăm fiecare meci în parte. Cum e pentru tine, selecționat la echipa națională a României, de când se tot vorbește, cum e pentru tine? Păi da, o bucurie imensă. Este tot ce îmi doream după un sezon foarte bun, iar după un start de sezon bun. Sunt bucuros că reprezint din nou echipa națională, sunt bucuros că îmbrac din nou tricou echipei naționale și sper să fiu într-o formă bună și la echipa națională. Cum de a refuzat Alex Mitriță o ofertă de 1,5 milioane? Da, corect. Oferte au fost pe bani, pe bon foarte mulți, dar am venit cu un singur gând la Craiova. Știți foarte bine cât de mult înseamnă pentru mine această echipă, acest oraș și vreau să le ofer tuturor fanilor orașului Craiova, oltenilor. Vreau ca și peste an nu să se vorbească că a jucat Mitriță la Craiova, că a fost pe la Arabia, câștigat bani. Nu, vreau ca numele meu să rămână rămat undeva. Știu că tu când ai venit la Craiova ai spus m-am întors să iau titlul cu Craiova. N-a fost să fie anul trecut. Rămâi până vei lua titlul, ți-ai pus ambiția asta de a-i semna? Sunt tot aici. Asta înseamnă că vreau să rămân să lupt pentru a câștiga titlul. Unde s-a făcut diferența în această seară? Spuneai de această dominare a voastră. Cum? Da, am avut un joc foarte bun, de posesie. Ne-am creat ocazii, am dominat jocul, zic că am câștigat duelurile, ce a fost cel mai important. Dar cu ocazii ne-am creat, am avut și eu două ocazii, din păcate n-am putut marca, dar fotbal se ratează. Cât de frustrant poate să fie că înainte cu o fază de a marca Rapidul ați avut acea ocazie imensă? Da, nu este tocmai plăcut. Ai ocazie de a marca și următoarea fază e gol. O lipsă de comunicare, o lipsă, cred, de așezare în teren, din câte mi-aduc aminte, dar ce-ți faci? Nu putem să mai dăm timpul înapoi. Mulțumim. Mulțumesc și eu.